obiectivul turistic din orașul Mitășcan. Proză scurtă de Marian Ilea. Moto. Străbunul n-o zis nimic. O făcut cale întoarsă, o cântat la Nicovală, o cântare ca de jale și s-o apucat de treaba pe care o știa. Sunt Nicovale rămase din anii comunismului. Alea da. Caut, dau anunțuri în ziare, ori online. Îți marca jec. Cumpăr numai alea pe care le văd, le pipăi și pat în ele și le ascult cum sună. Nicovalele îți ca instrumentele de cântat. Alea false, degeaba-s jec. Nu-s bune. Dar alea pe care le-a minerit meșterul au sunet original. Am găsit în 4 ani 3 bucăți. Le-am cumpărat și la mine în fierărie. Pot și cânta la ele atâta de fain sună. Dacă te pricepi să bați și să asculți, astea sunt nicovalele vii și sănătoase. La din astea lucru, mai am una pe lângă astea 3 de la tata, că fierăria e a lui. Mă întreabă unul și altul din turiștii care intră în fierăria noastră din spatele hotelului Corona. La a câtea generație de Ferrari sunteți, domnul Marsteiner? La a patra zic că feciorul inginer din fierărie l-am purtat la școală. Nu zice nu când trebuie să mă ajute, dar văd pe el că nu-i place. Așa că e gata, mai zic. Și ăla se întreabă, și ăla care întreabă, oprește filmarea. Are mulțumit. E treaba lui. Meseria asta a fost căutată pe vremuri. Erau și potcovari și fierari de unelte. Când erau caii la Marsteiner, în fierărie, se potcoveau și boi. Avea bunicul de la străbunicul un soi de utilaj cu care ridica bivolul sus, ca să-l poată potcovi. Calul stă că îi place să umble cu potcoave noi. Dar bivolul nu știe din asta, așa că îl ridicam și îl potcoveam că habar n-avea ce pățește. Îi trebuiau 2 ori 3 zile să se învețe a umbla potcovit. M-au pus lângă tăte 4 nicovalele și au zis, cântă la ele, tată, că te filmez. Am cântat și m-au pus pe internet, că doar m-am văzut. Așa au apărut turiștii. Dumnezeu îi dea sănătate doctorului ăla care m-a vindecat de febră. Veneau de pe toate satele în Mitterstadt cu animalele. Atunci erau și animale și țărani, și fierăria în care duduia focul și foalele nu se opreau. Acum ați 2-3 cai în satele astea din jur. Țăranii îi poartă de fală, că îi potcovește odată la 6 luni. În vremea când îi foloseau la muncă, îi potcoveau la 2 luni odată. Așa era atunci, așa e acum. De aia m-am gândit să fac din fierăria străbunului obiectiv turistic, să nu mă oară meseria, ci să trăiesc și eu pe lângă obiectivul turistic din oraș. Fierăria n-a perit, eu mănânc mai prost, dar mă descurc. Când dau declarații din astea desfilmat, cer și o taxă în plus. N-am avut unul care să zică nu dau, ori dăm chitanță. Pe bunicul l-am apucat de când îl știam numai în fierărie asta. Tata la fel, străbunul a deschis fierăria Marsteiner din Mitterstadt în anul 1909. Atunci a început cântecul nicovalelor pe malul râului Săsară. Că în spate, la hotelul Corona, era fierăria și apoi râul care trece pe lângă piață. Din anul ăla, noi aici am stat. Din ce-o deschis străbunul, am trăit atâtea generații și avem primul inginer dintre noi, pe feciorul Ladislau. L-am trimis la școala de ingineri, că era vremea când mă culcam întrebându-mă eu pe mine, oare mai are nevoie ținutul ăsta de fierari? Și nu știam ce să-mi răspund. Era acum 15 ani, în anul 2003, când toate cu mineritul s-au dus de râpă. Că pentru mine fierăria au lucrat 50 de ani, adică tata și apoi am urmat eu. Ca la concert cântau nicovalele la vremea aia și apoi brusc n-o mai cântat. De aceea a apărut și răspunsul la întrebarea pe care mi-o puneam noaptea înainte de somn și cum nu apărea nimic, făceam febră.
Odată am ajuns și la Corhazul, la Corhazul Spital. I-am spus la doctor ce-i cu febra. Și el a zis, Marsteiner, fă-l obiectiv turistic până ori veni vremuri mai bune, că de fierare a fi lipsă și nevoie mare. Și gata cu febra, gata cu întrebarea. Obiectivul turistic cred că m-a scos din boala întrebărilor. Iar cântecul Nicovalelor a ieșit din prizonieratul tăcerii. Când intră mașini cu numere străine în Mittelstadt, opresc la drumul Chiusbării. Să dau jos, domni, doamne și copii. Întreabă de Marsteiner fierarul și de obiectivul turistic că m-a învățat feciorul să mă pun pe internet. Pozele le-a făcut el, cum lucru în fierărie și înregistrările cum bat la Nicovală. M-a pus lângă toate patru Nicovalele și o zis, cântă la ele, tată, că te filmez. Am cântat și m-a pus pe internet, că doar m-am văzut. Așa au apărut turiștii. Dumnezeu îi dă sănătate doctorului ăla care m-a vindecat de febră. Cu străbunul nostru al Marsteinerilor din Mittelstadt a început. Așa că de mic, copil, mergând din comună în comună, a ajuns până în SEI, apoi mai departe la Debrețin și mai departe la Budapesta, că atunci erau ungurii pe aici la putere. Acolo s-a oprit străbunul, de-o stat 10 ani și a învățat meseria asta de fierar, din care a trăit el, feciorul s-o, nepotul s-o și strănepotul, adică el. Am și 5 și 10 turiști din ăștia care vizitează și care filmează aproape în fiecare zi. Îi adun în fierărie. Pe toți îi pun să se pregătească de filmări. Cu toți fac odată un ceas de vreme ca apoi obosesc. La sfârșit le cânt la Nicoval. Îmi strâng mâinile. Pleacă, urcă în mașini și se duc să treacă muntele către Ogna Șugătag, ori Sighe, ori Borșa, adică să duc unde doresc, e treaba lor. Amu, când apare câte un cal la Botovit, lucru rar în fierărie, în fierăria obiectiv turistic, aștept să pornească camerele de filmat și mă apuc. Cu străbunul nostru al Marsteinerilor din Mittelstadt, a început, așa că de mic copil, mergând din comună în comună, au ajuns până în Sein, apoi mai departe la Debrețin și mai departe la Budapesta. Că atunci erau ungurii pe aici la putere, acolo s-a oprit străbunul, de-o stat 10 ani și-a învățat meseria asta de fierar, din care a trăit el, feciorul s-o, nepotul s-o și strănepotul, adică eu. Pe vremea aia, acolo la Budapesta, meseria asta era în floare, îi se zicea covăcie și fierarului covaci, în limba ungurească. Așa s-a numit și fierăria din Mittelstadt la început, covăcia lui Marsteiner. După ce au venit românii, au adus schimbarea, adică covăcia lui Marsteiner s-a numit fierăria lui Marsteiner, n-o fă mare brânză. Nici nu sună rău fierăria, dar și covăcia sună bine. Cu străbunul a fost așa, că s-a întors fierar în anul 1908 în Mittelstadt. S-a însurat, și în 1909 o prins a cânta Nicovale pe malul Săsarului, în spatele hotelului Corona. L-a prins și războiul mondial. De lucru a fost. Bani i-a pus într-o bancă ungurească și după ce a venit stăpânirea românească și s-a gătat bătaia în Europa, străbunul s-a dus în sediul băncii la Debrețin să-și ia banii, să-i aducă în Mittelstadt, că umblau pe piață bani românești. Aceea de la bancă i-a spus că s-au pierdut toți banii, că banca a fost bombardată de România și că arhiva o ars. În arhivă figura străbunul cu banii și nu mai figurează numai cenușă cu ploi amestecate cu pământ. Străbunul n-a zis nimic, a făcut cale întorsă, a cântat la Nicoval o cântare ca de jale și s-a apucat de treaba pe care o știa. O și mulțumit lui Dumnezeu că la intrarea din Spechius Baia în Mittelstadt era să-l împuște grănicerii români. Noroc cu bătrânul chiusbăian Teodor care era pe acolo și-o strigat la soldații ăia, nu trageți mă, nu împușcați românul nostru din oraș. În anul 2007 m-am dus la primarul din Mittelstadt. I-am zis, îmi doresc foarte mult
să înscrieți în circuitul turistic din oraș Fierăria Marsteiner, ca obiectiv turistic important și vechi, care merită văzut, vizitat, fotografiat, să se mândrească și Mittelstädtul cu fierăria asta, domnule primar. Acela a zis bine și cu atâta am rămas. Străbunul purta pe el uniformă militară ungurească. S-a dus la grănicer, le-a spus ce-a pățit și cum s-a întors fără bani, că n-a putut să-și cumpere haine civile, că n-a avut cu ce. Acela a fost ultimul drum afară din Mittelstädt făcut de străbun. Se ducea la fierărie și acasă, pe strada Olarilor, unde locuiam toți și unde locuiesc și eu în prezent. În vremea străbunilor intrau în coăcie, apoi în fierărie, până la 100 de cai pe zi la Podcovit. Veneau cu cai din Tăuț, ori din Băița, ori din satele Lăpușului, cum veneau și boii la pus Podcovit. Străbunul și apoi bunicul foloseau utilajul de ridicare a boilor. Îl am și acum în fierărie. Sunt niște curele care se treceau pe sub burta boilor și un scripete de ridicat. Sunt nefolosite de vreo 70 de ani. Că nu se mai folosesc boi la muncă. Nu mai intră nimeni în fierărie cu boi care să fie potcoviți. De ori intra, o învăța în câteva zile să-i potcovesc. Până atunci, de-abia mai am câte un cal la care îi pun potcoavele și îs de ascuțit lamelele de plug. Până și plugul de la tractor îl ascut când începe campania agricolă. Apoi fac în fierărie orice fel de lanțuri la închizători. Ori repar tot ce-i din fier și se strică în Mittelstädt. Când merg în oraș, găsesc pe malul râului bucăți de fier aruncate, adun tot și aduc în fierărie. Orice bucată de fier își va găsi folosința. Mă doare când văd cum aruncă oamenii de azi fierul în care stă împietrită muzica nicovalelor fierarilor. Meseria asta a noastră de fierari se bazează pe dragoste, că de nou ai, n-o poți face în fiecare zi. Uitați-vă la mâinile astea murdare de fierul încins care s-o răcit. Asta e murdărie de calitate. Azi de câte ori pornesc turiștii camerele de filmat. Mi-am notat ce-o zis odată un turist deștept și duc mai departe vorba ca și cum o ia mea. Adică, domnule Marsteiner, murdăria asta e o dovadă de afecțiune pentru meserie. Adică e vorba asta zisă de ăla și adevărată. În anul 2007 m-am dus la primarul din Mittelstädt, i-am zis, îmi doresc foarte mult să înscrieți în circuitul turistic din oraș Fierăria Marsteiner ca obiectiv turistic important și vechi, care merită văzut, vizitat și fotografiat, să se mândrească și Mittelstädt cu fierăria asta, domnule primar. Acela a zis bine și cu atât am rămas, că paci vin alegerile odată la 4 ani și oamenii schimbă primarii. Asta e democrația. Zic că ea mai deștepți ca mine. Dacă e așa, așa să rămân. Numai când, anul 2007, n-am stat după democrația asta. Am văzut că n-a făcut nimic la primărie chiar nimeni și am primit o depeșă de la un coleg de școală care stă în Franța, unde îmi scria, dragă Loții, sunt colegul tău de pe Valea Chiuzbăii, Trif. Acum domiciliez în orașul Reims din Franța, unde muncesc în șantiere și am nevastă plus 3 băieți. Mă gândesc să vin în orașul nostru la vară. Doresc să vizitez fierăria ta, să-i arăt nevestei și odrazdelor cum se muncește la așa un obiectiv. Așa că te rog să-mi faci o programare și într-o zi din august să ne primești la tine. Sigur că îți vom plăti taxa de vizită și ceva în plus. Mulțumesc, Trif George. M-am gândit cum să fac și atunci când a sosit ziua, am planificat un cal la Podcovit. Când a venit, am aprins focul, s-au pornit foalele și muzica Nicovalei. Am podcovit calul, Trif cu femeia lui o filmat și o pus pe Facebook. Mi-a telefonat în octombrie că toată suflarea din Reims vrea să vină în vizită la fierăria Marsteiner din Mittelstädt. Mi-a mai zis, vei afla, dragă colegule Loții, că profesorul de muzică din liceul orașului Reims
a zis despre cântatul tău la Nicovale că ai o meserie în care trebuie să ai o ureche muzicală, altfel n-ai cum o face. Așa a început treaba cu obiectivul turistic Fierăria Marsteiner din oraș. După asta, treaba a funcționat ca unsă, fără sprijin de la primărie. În anul 2019, feciorul meu, inginerul, a găsit în arhivele statului o fotografie cu poecia lui Marsteiner, străbunul. A făcut o copie, a pus-o la intrare pe un stativ adus din Anglia. Tot acolo, lângă stativul ăla, mai îi un stativ cu o altă fotografie cu hotelul Corona din Mittelstadt și scrie în franceză, engleză, spaniolă, maghiară și română o descriere despre hotel. Ghilimele, sub privirile mălăiețe ale celor în drept să spurcă întregul aspect al stațiunii climaterice Mittelstadt. Grajdurile ambulante ale trăsurilor de piață cu toate surogatele accesorii se aliniază în fața hotelului ca și concurenții la start. Pretutindeni te invadă un miros dulceag de deșeuri opulente, frământate cu apa ploii, supraabundente, de pe strada prefăcută în pâraie, singurele canale bune din Mittelstadt și dospită la arșița soarelui climateric. Ziarul din Mittelstadt, 18 septembrie, anul 1921. Nu există turist care să intre în fierărie și să nu fotografieze stativele aduse de inginer, de feciorul.